Salutare, se aude? Pe mine m-au botezat părinții Andrei, așa că puteți să-mi spuneți Andrei. Mulțumesc lui Dragoș și lui Răzvan pentru ceea ce organizează aici. Pe ei știu eu mai bine, de aceea îi mulțumesc. Mi se pare foarte, foarte interesant. Cred că e a cincea oară, cam așa, când vin. Am tot zis, mă, să spun și eu ceva, să vorbesc ceva, că e interesant, nu? Dar, din păcate, sâmbătă dimineață, eu sunt prins cu alergat cu niște materiale. M-am înscris de vreo două ore, ziceam, niște speech-uri așa, un sfert de oră. După care, trebuie să fac microfonul în gură. După care am zis, hai să încerc mai bine cu ceva mai scurt. Tot întârziam și mi se spunea, trebuie să vii la timp ca să poți să-ți speech. Așa că am zis, băi, ceva scurt, așa de 2-3 minute, poate încape și cu întârzierile mele. Și atunci m-am gândit să vă prezint un gând al meu, așa, poate strânesc, nu știu, o reacție, să vă puneți și voi problema respectivă. Citind articole, mai auzind pe unul altul spunând câte ceva, dom'le, ce înseamnă a conduce, ce înseamnă a manipula? Acum să vă întreb și pe voi ce părere e. E același lucru? Ce părere aveți? Cine crede că e același lucru? A conduce cu a manipula? Nimeni? Cine crede că... Deci Ana crede că a conduce și a manipula e același lucru. Cine crede că a conduce și a manipula sunt lucruri diferite? Eventual antagonice? Da. Greu de spus. Da. Cum am ajuns eu să-mi pun problema asta? Ce înseamnă a conduce, a manipula? Păi, dacă stai și te gândești un pic, a conduce, ce înseamnă? Dincolo de definițiile din dicționar. Înseamnă a obține niște rezultate prin intermediul unor oameni pe care îi conduci. Da? Ai niște resurse, dar principalii sunt oamenii. Da? Ce înseamnă a manipula? A manipula înseamnă cam același lucru. Da? Adică a obține niște rezultate prin intermediul unor oameni, în general, da? Depinde modul. Da. Depinde modul. E de discutat și chestia cu modul. Iarăși, deși toată percepția majorității este că sunt două lucruri antagonice, dacă le analizezi un pic, parcă ar fi cam același lucru. Unde e, cum să spun, esența? Și m-am gândit eu așa un pic aseară și de-aia am venit să vă vorbesc și vouă. Zic, despre ce e vorba? Mai e și cartea aia cu manipularea maselor. Ați auzit de ea, nu? Păi, totuși, a conduce sunt conducători, da? Ei conduc. Masele sunt mase, suntem noi toți și așa mai departe, zic. Poți conduce fără să manipulezi? Practic, nu prea. Ai un număr mare de oameni, da? Vorbim de milioane de oameni pe care îi conduc. Vorbim de conducători, oameni care conduc cu adevărat, da? Au destinele oamenilor în mâini. Ce te faci? Sunt interese, sunt tot felul de opțiuni și așa mai departe. Vrei să faci ceva, unii se supără, sar cu pietrele. Nu știu, o amenințare, trebuie să pornești un război. Îl iei pe ăla în casă de la televizor, îi zici, bă, gata, lasă viață, huzur, că trebuie să pleci în Irak, să te mori pe acolo, să te mori. Da? Zic, complicat, nu? Deci, trebuie să transmiți un mesaj prin care să-i motivezi, să-i determini pe oameni să acționeze într-un anumit fel, dincolo de, să zicem, opțiunea lor de confort. Atunci, care e diferența? Că totuși a conduce și a manipula nu poate să fie chiar așa același lucru. Și concluzia la care am ajuns eu este că, de fapt, esența, diferența esențială între a conduce și a manipula este, de fapt, în conștiința celui care conduce, respectiv manipulează. Și mai precis, în sistemul de valori al celui care conduce, respectiv manipulează. Adică o persoană care are valori corecte și așezate în ordinea corespunzătoare va fi un conducător și un bun conducător, iar în aceeași poziție, poate cu aceleași obiective, o persoană care are niște valori greșite sau așezate într-o ordine necorespunzătoare,
va fi un om care va manipula. Cam asta a fost gândul meu, cam asta a fost speech-ul meu. Sper că v-am trezit așa puțin interesul să vă puneți și voi problema asta. Vă mulțumesc!